te confrunți de mult timp sau doar recent cu pete maronii pe tren? Dacă răspunsul este da și vrei să elimini acest inestetism pentru a avea o piele imaculată, atunci nu pleca nicăieri. Subiectul de pigmentare pielii dă de gândit chiar și specialiștilor. Astfel îți vom explica ce sunt aceste pete, cauzele ce duc la apariția lor, modul de tratament și prevenirea acestora. Petele pigmentate, cum sunt ele definite în termeni medicali, sunt cauzate de un dezechilibru al melaninei în organism. Melanina este pigmentul care ne determină culoarea pielii, părului și a ochilor și care protejează de razele soarelui. Odată cu expunerea la soare, melanocitele sunt responsabile de producerea mai multă melanină care să ne protejeze de soare. Dezechilibrul de melanină și apariția de pete de pigmentare pe față și corp sunt cauzate în principal de expunerea la razele soarelui. Iată și celelalte posibile cauze ale apariției de pete de piele. Bacterii sau microorganisme pe piele. Inflamații ale pielii. Acnee. Tratament cu radioterapie. Modificări hormonale. În special, femeile resting în timpul sarcinii sau al menopauzei această cauză, datorită fluctuațiilor de estrogen și progesteron. Inflamații și răni cutanate. Vârsta. Odată cu înaintarea în vârstă, numărul de melanocite, celule care produc melanina, scade. Însă volumul lor crește intensificându-li se activitatea. Anume afecții ale pielii precum vitiligo. Administrarea de anumite antibiotice sau pilule contraceptive. Singura cale de a elimina sau măcar a estompa aceste semne este cea de tratament de decolorare, respectiv de uniformizare a culorii tenului. Acest tip de tratament trebuie să acționeze pe două planuri. 1. Descoamare. Realizează cu peeling-uri cu acid de fructe și inhibarea sintezei de melanină. Produsele cu acțiune exfoliantă curăță rapid și eficient straturile de celulele moarte de la suprafața pielii, lăsând loc regenerării celulare și reînnoirii pielii. Un exemplu ar fi serum exfoliant AHA Peel 5% cu acid alfa-hidroxilic în concentrație de 5% cu pH de 4-4,5, înmoaie și îndepărtează delicat celulele cornoase, moarte și impuritățile de pe suprafața pielii. Produsul are capacitatea de a estompa petele pigmentare și aspectul vergeturilor. Recomandat tuturor tipurilor de ten, excepție fiind tenul acneic, cazul acneei inflamatorii și tenul puperozic. Iar vârsta recomandată pentru utilizarea este cea medie spre matură. Aplicați o cantitate mică dimineața și seara pe piele, fețe și a gâtului, curățate și uscate în prealabil, apoi masați ușor până se absorbe. Dar dacă petele se dovedesc a fi încăpățânate, cel mai bine este să apelezi la ajutorul unor creme pentru pete de pigmentare. Spre exemplu, crema de zi pentru albire și depigmentare Vitawhite a gamei Solanin sau crema de albire și depigmentare a gamei Dr. Spiller. Crema Solanin are o textură ușoară, hidratantă, cu protecție UV, adică SPF 15, pentru obținerea și menținerea unui tonus mai deschis, mai uniform. Se poate folosi în fiecare dimineață pe ten curățat și uscat. Crema de albire și de pigmentare Dr. Spiller are o textură mai densă, dar la fel de eficientă, recomandată de asemenea pentru uz zilnic. Apoi mai poți folosi și un elixir sau ser, o textură ușoară pentru albirea pielii și pentru omogenizarea nuanțelor tenului, cum ar fi elixir
pentru albirea pielii, with a white solanic. Fenil etil rezorcină și bisabolorul din componența sa are efect direct asupra producerii de melanină și reduce hiperpigmentarea datorită leziunilor sau inflamațiilor pielii. Totodată, reduce cantitatea de fete de pigmentare cauzate de îmbătrânirea pielii în urma razelor solare. Un tratament de 4 săptămâni, zilnic de 2 ori, decolorează petele și se estompează diferențele de culoare a pielii. Folosind regulat elixirul, combinându-l cu o îngrijire corespunzătoare și protecție împotriva luminii, pielea va capăta un aspect tineresc și sănătos. Recomandat tuturor tipurilor de ten și categoriilor de vârstă medie și matură. Serul de albire și de pigmentare Dr. Spiller conține un complex de albire din plante alpine medicinale ce blochează sinteza melaninei și îmbunătățește treptat aspectul pielii. O altă substanță activă care ajută la estomparea petelor de pigmentare este ser pentru albirea petelor de pigmentare cu vitamina C, with a white, sau ser cu vitamina C, tot din gama Solanin, sau fiola cu efect de albire Falling Snow, Dr. Spiller, ori fiola de albire și de pigmentare MCCM. Fiecare din aceste produse optimizează producerea de melanină, favorizând formarea unor noi țesuturi de colagen. Trebuie aplicat în fiecare dimineață pe un ten curat înainte de crema de zi. Și ca să avem o rutină întreagă, să nu uităm de crema de noapte aplicată seara de seară și masca de albire măcar o dată pe săptămână. Ca și variante puteți alege. Și dacă dorești să surprinzi plăcut oamenii dragi ție, să știi că avem și un set cadou, frumos ambalat, ce conține produse de albire potrivite pentru uz personal. Astfel poți dărui frumusețe și primi zâmbete sincere. Sperăm că prin aceste informații utile să nu aveți grijă hiperpigmentării și tenul să capete un aspect sănătos și